Am început o nouă săptămână de întâlniri în țară, de data asta în nord-vestul țării, în județele Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureș și Bistrița. Astăzi, în prima zi de întâlniri, am avut o vizită la Huedin, unde ne-am întâlnit cu doamna profesoară Daciana Loi, care a creat o asociație, Dreptul la Viață, cu care a ajutat deja peste 200 de persoane. Familii cu copii, uitați de lume, uitați de stat, sau chiar dacă li se dă ajutorul social, nu li se dă căldura pe care o oferă oameni cum e Daciana. Și am continuat apoi vizita în comuna Poieni, unde am văzut pe viu ce înseamnă proiectul Centrului Cultural Clujan, România remarcabilă, prin care lucrează cu comunități locale din mediul rural să-și pună în valoare patrimoniul. Și ceea ce vedeți inclusiv în jurul meu, o moară restaurată de o familie din Poieni, care au tradiția aceasta morăritului de câteva generații. Și aici cred că avem ce să învățăm din astfel de proiecte pilot, cum putem scala asta la nivel național. Așadar, ne așteaptă o săptămână plină de întâlniri și vizite cu proiecte din nord-vestul țării, proiecte în domeniul social, educație, sănătate, antreprenoriat, dar și în mediul rural.